cu voi după o întreagă aventură în care am intrat astăzi, în care am încercat să intru, să mă conectez și să povestesc un pic cu voi. Vreau să vorbim despre frica de abandon, frica de singurătate și de respingere și pentru asta mi-am propus să fac acest live. Să-mi spuneți dacă mă auziți și dacă mă vedeți. A fost o întreagă aventură să intru live pentru că toată ziua a trebuit să filmez, să înregistrez, am vrut să și intru live și a fost o nebunie pentru că lucrez de acasă și vecinii mei s-au gândit să-mi facă cadou o sesiune gratuită de picamere și de bocnituri în perete și așa mai departe. Așa că mi-a luat ceva timp să mă regrupez și să decid că mai vreau să fac pentru că eram cu nervi întinși la maxim din cauza asta. Să-mi spuneți ce faceți, cum sunteți și de unde mă urmăriți. Aștept să se mai adune, să se mai adune oamenii, să mai adune lumea și povestim. Să-mi caut și eu materialul pe care voiam să-l discutăm. Acest material, cele 8 semne prin care îți poți da seama dacă te temi de abandon, de respingere și așa mai departe. O să urmeze să-l pun și pe Facebook. Și pe mail în perioada următoare. Momentan îl discut întâi aici cu voi live, deci ești prima persoană care află despre asta. Bun, deci dacă mă aud și dacă mă văd, începem, îi dăm băie și povestim. Vreau doar să dau un share, să spuneți de unde mă urmăriți și ce faceți la ora asta. Să-mi lăsați acolo un comentariu ca să știu că și funcționează partea de comentarii. Bun, Mediaș. Mă ajută să dați și un share acestui live pe pagina voastră, pentru că în felul ăsta ajungem la mai mulți oameni și putem să, de ce nu, să ajutăm și alți oameni cu aceste informații. Și intrăm imediat în pâine. Numai puțin să și pe pagina mea live-ul. Ați mai auzit până acum de, sau v-ați gândit până acum cât de mult vă influențează frica de abandon? Sau e prima dată când luați contact cu ideea asta, frica de respingere, frica de abandon? Pentru că urmează să aflați niște lucruri foarte interesante, urmează să treceți printr-un filtru, să vă dați seama exact dacă sunteți guvernați, dacă sunteți ghidați de frica de abandon sau nu. Deci scrieți-mi într-un comentariu dacă până acum ați simțit că vă influențează frica asta de abandon deciziile. O să vezi că nici nu-ți dai seama cât de mult te poate influența această frică, frica de a nu rămâne singur, frica de a nu fi suficient de bun, frica de a nu pierde iubirea, frica de a nu fi abandonat. O să-ți dai seama cât de mult își pune amprenta asupra vieții tale, mai mult decât îți dai seama acum. Și o să încep cu primul semn distinctiv pentru faptul că ai o frică de abandon. Și primul semn pentru asta este că îți este frică să te bazezi pe alți oameni, să ai încredere în alți oameni și să-ți faci planuri cu alți oameni. Cine simte că se încadrează aici? Și imediat o să explic și de ce. Deci ăsta este primul semn al faptului că în interiorul tău se ascunde o frică de abandon, o frică de respingere, o frică de a nu rămâne singur, de a nu pierde iubirea, de a nu fi suficient de bun. Și primul semn este că îți este frică să te bazezi pe alți oameni, îți este frică să-ți faci planuri cu alți oameni. Da? Și de ce se întâmplă asta? Păi asta se întâmplă, dar înainte de asta să-mi scrieți în comentarii cine simte că se regăsește aici și explic imediat de ce se întâmplă asta.
În primul rând, ca să trasăm așa o linie, să înțelegeți de unde vine frica asta de abandon, este foarte important să ne uităm la copilăria noastră, ca și până acum, să ne uităm, chiar dacă credem că am avut o copilărie fericită, chiar dacă la prima vedere nu simțim că ne-ar fi lipsit ceva anume, putem, dacă suntem un pic mai atenți, să ne amintim totuși dacă ceva a lipsit. Să spunem, poate ai fost lăsat foarte mult timp singur sau poate că totuși nu ai avut atâta afecțiune cât ți-ai fi dorit sau poate că aveai nevoie de cuvinte sau aveai nevoie de validare prin cuvinte sau aveai nevoie de o îmbrățișare atunci când plângeai și poate că părinții tăi, să spunem, încercau să te crească cumva, să te facă să fii mai dur și atunci nu ți ofereau toate aceste lucruri sau le ofereau cu oarecare măsură cumva. Și chiar există, din păcate, în cultura noastră, exista și era adânc împământenită ideea asta că nu trebuie să răsfeți copiii pentru că, și să le arăți foarte multă iubire, pentru că dacă le arăți această iubire, o să crească niște alintați sensibili și fără prea multă tărie de caracter. Din contră, de fapt, dacă ne ferim să arătăm copiilor iubirea, afecțiunea, validarea, cuvintele, dacă nu le spunem, tocmai atunci ei încep să se îndoiască de valoarea lor personală, încep să se îndoiască de iubirea pe care o merită, de ceea ce este că sunt importanți, da? De încrederea în ei înșiși și așa mai departe. Deci, cum stați la capitolul ăsta? V-ați gândit vreodată dacă există anumite lucruri din copilăria voastră ce v-ați dorit și nu ați primit așa cum aveați nevoie? Sunt foarte curioasă cum stați aici. Și, practic, primul semn este asta, frica de a te baza sau a face planuri cu alții. Din cauza că ți-ai pierdut încrederea în relațiile cu ceilalți într-un anume moment din viața ta, nu mai crezi că poți să te bazezi pe ei, că vor fi acolo lângă tine când ai nevoie. Așa că, ce facem? Începem să avem dificultăți în a crede că aceste persoane vor fi acolo lângă noi când avem nevoie, începem să avem dificultăți în a ne deschide sufletul față de alți oameni, începem să ne simțim pe noi ca o parte diferită, să ne simțim izolați, să ne simțim disociați de alți oameni. Nu ne mai putem conecta. Când nu ne mai putem conecta, ce facem? Ne sabotăm relațiile. Relațiile noastre au de suferit. Da? Pentru că ne gândim obsesiv că, da, lasă, și tu vei pleca, și tu mă vei părăsi, și căutăm cumva să ne confirmăm propriile noastre convingeri toxice despre relații. Cum stați la partea asta? Simțiți că pentru voi ideea asta de a nu avea atât de multă încredere în ceilalți, că vor fi lângă tine, că te vor susține? Bun. Un alt semn, până îmi lăsați în comentarii și îmi spuneți cum e pentru voi asta cu frica de a te baza sau a face planuri cu alții, un alt semn distinctiv al faptului că te temi de frica de abandon și respingere este că ai tendința de a te atașa foarte repede de alți oameni. Culmea. Dar de ce vine tendința asta de a ne atașa foarte repede de alți oameni? Te-ai întrebat vreodată lucrul ăsta și, în primul rând, sunt curioasă dacă și tu ai tendința asta de a te atașa foarte repede de alte persoane și eu am avut-o și, în continuare, lucrez cu asta. Foarte repede ne atașăm, da? Oamenii cu traumă de abandon, cum a fost și cazul meu, din cauza plecării tatălui meu când eram doar un copil, în jur de 2 ani. Mereu am manifestat, fără să-mi dau seama, anumite tipare toxice, anumite frici, anumite blocaje care țineau de trauma și de teama mea de abandon. Da? Și pe lângă faptul că mereu vedeam un final pentru relațiile mele și mi-închipuiam eu cum o să se termine și că sigur, sigur o să se termine și cumva aveam dificultăți în a face planuri sau a mă baza pe alți oameni, totuși aveam și tendința de a mă arunca foarte repede și de a căuta salvarea în alți oameni și de a mă atașa foarte repede de alți oameni.
Deci problema asta cu frica de abandon este că ea vine la pachet cu tendința de a te agăța, cu dorința de a se crede ca cineva să te salveze, să te iubească și să-ți ia toată acea durere. Așa că atunci când cineva apare în viața ta, proiectezi imediat nevoile tale asupra acelei persoane, proiectezi dorințele, nevoile tale, da? Aceste așteptări nerealiste ale noastre duc, de fapt, frecvent la dezamăgiri. Pentru că noi, înainte de a testa dacă putem cu adevărat să construim cu acea persoană ceva și să punem cărămidă peste cărămidă pentru o relație sănătoasă, noi proiectăm cumva toate așteptările noastre, toată perioada noastră de a aștepta ca cineva să vină și să ne spună cât de meritoși suntem, câtă iubire merităm, cât respect, cât grijă, câtă validare. Da? Și când apare cineva care crede în noi că se încadrează acelui profil, ce facem? Punem toată greutatea fericirii noastre pe umerii acelei persoane. Proiectăm toate așteptările, toate aceste nevoi. Da? Deci tendința asta de a te atașa foarte repede de alți oameni vine de fapt din frica de a nu fi singur, din frica de a nu fi din nou abandonat, din frica de a nu pierde iubirea și atunci ce facem? Ne agățăm, da? Cum stați aici? Vă regăsiți în punctul ăsta sau nu? Aveți tendința de a vă agăța de alți oameni și de a vă atașa foarte repede sau nu de ei? Un alt semn, până îmi răspundeți la asta, este lipsa de siguranță. Lipsa de siguranță în relațiile tale. De unde vine asta? Cândva în copilăria ta ți-ai pierdut sentimentul că meriți și că valorezi, da? S-a produs o ruptură, s-a produs o rană, s-a produs o traumă. Voi știți că am mai discutat despre traumele din copilărie, am mai discutat despre aceste răni, despre impactul lor, dar în special ce s-a pierdut este încrederea în atașament, încrederea în acele relații și în legătura cu oamenii dragi sau oamenii care ar trebui să ne apere și să ne iubească și să ne ofere siguranță și protecție, da? Și în loc să primim asta, dacă am primit răceală, dacă am primit indiferență, rezervare, abuz, neglijență, lipsa iubirii, abandon, trădare, umilință, ne-am pierdut sentimentul de siguranță în relațiile noastre. Astfel, ai simțit totodată, dacă nu ai siguranța în ceilalți, ai simțit că este poate vina ta. Și acel copil care ai fost crede în continuare că este vina sa pentru abandon, respingere, trădare, umilință, neglijență și așa mai departe. Deci cândva în copilăria ta ți-ai pierdut sentimentul ăsta că valorezi și că meriți. Și ce se întâmplă este că se produce o ruptură. De cine ești tu cu adevărat? Nu mai te deconectezi de sine, nu mai știi cine ești cu adevărat și atunci ce faci? Prăpastia asta interioară care se creează duce la o stimă de sine scăzută, duce la o imagine falsă despre tine, cum că nu ești suficient de bun ca cineva chiar să vrea să rămână lângă tine pentru cine ești, da? Deci lipsa de siguranță din relațiile noastre, lipsa sentimentului că ne putem baza pe cel de lângă noi vine dintr-o teamă de a nu fi din nou rănit, dintr-o teamă de a nu fi din nou abandonat, dintr-o teamă ca nu cumva cineva chiar să vadă că de fapt să vadă ceea ce tu crezi de fapt despre tine, da? Deci dacă avem o stimă de sine scăzută, dacă ne îndoim de noi, dacă avem o imagine falsă despre noi care nu ne ajută, ne și temem ca nu cumva cel din fața noastră să vadă asta despre noi și atunci evităm să ne mai deschidem, da? Nu ne mai deschidem pentru că ne este mai ușor să, și aici ajungem la punctul 4, punem măști, da? Normal că în loc să risc să mai fiu din nou rănit dacă am suferit foarte mult și dacă, să spunem, în copilărie rana asta am simțit-o și m-a durut foarte tare, da? Abandonul, respingerea, lipsa iubirii și așa mai departe. Vrei să maschezi acele răni, da? Și ce facem? Din cauza că ne temem că nu suntem suficienți de buni pentru cine suntem, pentru ceea ce suntem, căutăm să mascăm rănile noastre. Cum? Cu anumite măști. Masca indiferentului, masca fugarului, masca detașatului, da?
Despre măștile acestea găsiți mai multe în cartea Cele cinci rând care ne împiedică să fim noi înșine și Lise Bourbeau explică fenomenul ăsta acolo. Deci, în concluzie, teama de a fi autentic și de a fi cine ești, da? Și de a fi părăsit pentru cine ești, când nu crezi că ești suficient de bun, devine prea dificilă de îndurat. Adică riscul ăsta este un risc pe care mulți nu și-l asumă. Tot din teama de a nu fi abandonat, da? Deci, senzația asta că nu ești suficient de bun și teama de a fi din nou autentic și respins te face să fii mai confortabil în a purta o mască. Problema este următoarea cu masca. Masca nu știe să ceară ceea ce ai tu nevoie în mod autentic. Masca nu te poate face fericit pentru că tu nu comunici nevoile tale reale, tu comunici nevoile. În spatele măștii se află nevoile tale reale, se află cine ești tu de fapt, când toată lumea a plecat, când s-a tras cortina, când ești doar tu cu tine. În spatele măștii se află cine ești tu de fapt, dar masca nu va comunica niciodată ce vrei tu, pentru că masca se teme. Ciao, Gabriela. Masca se teme să nu fie. Deci masca e un eu fals, da? Și atunci va comunica fals ceea ce ai tu nevoie și astfel nu vei fi fericit, vei fi în continuare deconectat de sine și vei ține la distanță alți oameni. Practic îți vei sabota din nou relațiile, masca te ține de fapt deconectat în propria suferință. Voi cum stați la capitolul măști? Hai să vedem un pic. Cum stați la capitolul măști? Obișnuiți să vă puneți măști? Nu vă puneți măști? Reușiți să fiți autentici? Vă este teamă să fiți autentici? Simțiți că vă temeți că dacă veți fi autentici, veți fi cine sunteți, ceilalți vor pleca? Stați la capitolul ăsta? Măștile. Chiar ar fi aici o discuție un pic extinsă legat de asta și anume faptul că se simte diferit la bărbați și la femei ideea asta de vulnerabilizare. Este promovată, e foarte frumos, e foarte bine, ne dorim să fim autentici, să fim vulnerabili, ne place, dar ne place când o vedem la alții, nu când o vedem la noi. Vulnerabilizarea nu ne place când o vedem la noi, ne face să ne simțim incomod, rușinați și în risc, da? Riscul de a fi respinși. Așa că e nevoie să ne uităm și la stigmatul pe care societatea îl pune, cultura îl pune pe deschiderea asta și pe vulnerabilizare. Și deși să spunem noi femeile, spunem da, ne dorim ca bărbatul de lângă noi să fie vulnerabil, să fie deschis, încă există aici o notă de misandrie, care este femininul pentru misoginism, în sensul că nu prea știm să ținem spațiu pentru bărbați să-și arate emoțiile. Noi, ca femei, da? Nu suntem confortabili. Bărbații sunt învățați că trebuie să fie puternici, că trebuie să fie duri, că trebuie să reziste, trebuie să strângă din dinți, să nu arate emoții, să nu arate sensibilitate. Mai problema este că și ei o au. Problema este că și ei au aceeași nevoie de a fi văzuți cum o avem și noi. Problema este că și ei au nevoie de conexiune reală ca și noi și atunci măștile acestea care se ridică pun o presiune și o greutate imensă, nu doar pe noi femeile, prin stigmatele noastre de perfecționism, da? Imaginea corporală, da? Greutatea și așa mai departe, tot felul de stigmate. Ideea asta de a avea un copil, de motherhood, da? Toate pun niște stigmate și pun o presiune și exersăm să ne arătăm emoțiile, să ne vulnerabilizăm, dar și pentru bărbați este foarte greu, pentru că și ei au fost învățați să poarte niște măști altfel, un pic altfel. Și munca este de a normaliza, pe de-o parte, atât emoțiile negative la femei, da? Stigmatul ăsta, furia, în principiu cam furia și agresivitatea și pe de altă parte la bărbați sensibilitatea. Da? Și atunci vulnerabilizarea, autenticitatea, deschiderea este ceva ce e nevoie să exersăm de ambele părți, de ambele sexe, dacă vrem relații sănătoase, numai că frica de abandon, revenind la semnele fricii de abandon, este că ne punem aceste măști, da? Nu suntem confortabili cu a fi autentici, cu a fi cine suntem, tocmai pentru că ne temem că vom fi părăsiți.
că vom fi judecați, că vom fi considerați ca și cum este ceva în neregulă, da? Nu ne place de noi așa cum suntem. Și aici apare o altă discuție despre acceptarea de sine. De fapt, cea mai importantă lecție pentru noi este acceptarea de sine, da? Partea a cincea, foarte interesantă asta, am observat-o și la mine, sunt curioasă dacă și tu ai observat-o la tine, este răspunsul exagerat la trigări emoționale. Cu toții, cred că am fost expuși la un moment dat unor trigări emoționale. A venit cineva și ne-a înfipt acolo un cuțit în rana noastră, o suliță, și ne-a tot stimulat acea rană. Da, fie că e rana de abandon, fie că e rana de umilință, fie că e rana de trădare, fie că, nu știu, neîncredere. Vestea bună este că putem să alegem să reacționăm versus să răspundem versus să reacționăm la acești trigări. Numai că pentru a învăța să răspunzi în loc să reacționezi imediat, este nevoie să devii un pic mai înțelept, să devii un pic mai să aduci un pic de lumină, da? În felul cum tu reacționezi și în ceea ce reprezintă trigger pentru tine. Deci în felul în care tu te comporți când cineva îți apasă ție butoanele acestea, poți să-ți dai seama dacă acolo este de fapt o rană mai profundă sau nu. Îți poți da seama dacă este o rană pe care poate nici nu știai că o ai, da? Să spunem cineva îți vorbește urât și să spunem îți zice că ești un elefant mov. Tu dacă știi despre tine că nu ești un elefant mov, nu o să te superi niciodată, poate o să-ți vină să râzi, da? O să-ți se pară amuzant, hilar. Dar dacă tu crezi despre tine că ești un elefant mov, sau dacă tu crezi despre tine că ești urât, că ești gras, că ești, nu știu, ceva ce persoana cealaltă vine și îți spune și îți atinge acel buton emoțional, s-ar putea să iasă de acolo foarte multă furie și să iasă o reacție emoțională puternică. Deci, nu este vina celuilalt pentru ceea ce simțim noi. Este responsabilitatea noastră să ne punem întrebările corecte și să ne cunoaștem pe noi și să ne dăm seama unde se ascunde de fapt acolo un trigger emoțional. Da? Triggerele pot fi de la cuvinte urâte, la a te da cineva afară, da? A fi concediat, a fi respins, a fi ocolit, a fi exclus, să zicem, da? A fi, nu știu, părăsit și așa mai departe. Deci toate acestea pot fi trigăre. Acum, în funcție de rana pe care tu o ai și cât de mult ai acceptat pe tine și cât de confortabil ești cu tine aici, pentru că poți alege să răspunzi, adică detașat și un pic mai la rece, sau să reacționezi profund emoțional, să faci un tantrum. Cine face de fapt tantrum? Păi copiii fac tantrum, nu adulții. Deci nu tu adultul, eu mă mai uit și în altă direcție pentru că este și Facebook și YouTube și Instagram și sunt așa puse. Deci copilul face tantrum, nu adultul, nu tu adultul. Ție când cineva vine și îți apasă o rană, de fapt cine iese la iveală este copilul interior, da? Copilul tău interior care a fost rănit în același fel, da? Și atunci acolo este nevoie să ne uităm. Ana Maria întreabă, bunătatea poate fi o mască uneori? Da, Ana Maria, păi spun și de ce. Am fost învățați că pentru a primi iubirea trebuie să fim un copil bun. Că dacă nu, mami cu tati se supără, mami cu tati nu te mai bagă în seamă, mami cu tati nu-ți mai oferă iubirea și așa mai departe. Și atunci, ce învață un copil? Învață că trebuie să fie cu minte, învață că trebuie să împartă jucăriile, învață că trebuie să se sacrifice, învață că trebuie să-și reprime emoțiile, învață că ceea ce gândește și simte nu trebuie exprimat așa autentic, că trebuie purtată o mască. Și masca copilului bun se transformă în masca adultului bun, care se sacrifică mereu pe sine, care se lasă pe locul doi, care mănâncă ultimul, care uită de sine, care se teme să spună ce gândește, exact ca un copil, care se teme să nu piardă iubirea adultului, așa îți cauți tu părinții în alți oameni. Cum stați la capitolul ăsta? În
Stați aici. Sevastița zice, nu neapărat o pot numi mască sau nu mereu mască, dar este teama de abandon, acea reținere de a fi naturală când vorbesc cu soțul meu și de alte lucruri care nu țin de noi. Cred că din reținere sau teamă de a nu crede altceva, că în trecut avea multe interpretări vis-a-vis de gesturi, cuvinte, priviri. Se părea că ar fi altceva decât... Păi da, este de fapt o frică, nu neapărat că să nu creadă altceva. Și dacă crede, hai să mergem mai departe, dacă crede altceva celălalt și dacă crede altceva, ce se mai întâmplă? Deci puneți întrebările potrivite și o să ajungi la aceeași frică de abandon. Dacă crede altceva, se va supăra și va întoarce spatele și poate va pleca. Deci frica asta este frica copilului interior rănit. Copilul interior rănit se teme de abandon. Da? Are sens pentru voi. Deci când cineva vine și ne apasă acele butoane emoționale ale noastre, iese la iveală rana noastră. Rana de abandon, rana de trădare, rana de umilință, rana de lipsa iubirii. Și atunci este nevoie să învățăm cum gestionăm aceste frici de abandon. Pentru că iată cât de mult ne influențează. Ne reprimăm pe noi, ne reprimăm vocea, ne reprimăm ființa noastră, cine suntem noi de fapt. Curajul de a spune ce gândim. Ne sacrificăm, ne mulțumim cu firimituri. Câți dintre voi simțiți că cel puțin o dată în viața voastră ați acceptat mai puțin decât ceea ce meritați? V-ați mulțumit cu firimituri? Da sau nu? Adică poate fi sau poate nu. Și mergem mai departe. Deci problema cu a te mulțumi cu firimituri este că firimiturile te vor ține înfometat. Niciodată nimeni nu s-a săturat cu firimituri, dar cu firimituri ajungi la a fi dependent de acea persoană să-ți mai dea încă o firimitură de atenție, de iubire și așa mai departe. Toate lucrurile care simți tu că îți lipsesc. Și mereu am întrebat asta, cu ce simți că îți lipsește în relațiile tale, te întreb și pe tine dacă nu ai fost la alte live-uri și chiar dacă ai fost și mi-ai răspuns, poți să-mi lași din nou un comentariu ce simți că lipsește în relațiile tale, pentru că de fapt asta este ceea ce s-ar putea să te lege ca o dependență de celălalt, da? Să te agăți de celălalt, să-ți ofere. Poate lipsește respectul, poate lipsește iubirea, poate lipsește atenția, poate lipsește validarea, poate lipsește afecțiunea. Ce simți că îți lipsește? Ana, deci o mască poate fi și o valoare? Cum identifici măștile? Nu înțeleg întrebarea cu o mască poate fi și o valoare. Nu prea poate fi o valoare. Cum identifici măștile? Pur și simplu îți dai seama când faci ceva, ceea ce nu te reprezintă pe tine, când te comporți așa cum nu ești tu de fapt. Da? Când tu vrei ceva să ceri și să spui, dar faci și spui altfel. Este o neconcordanță, de fapt, cu valorile tale, nu e o valoare masca. Masca este o disociere de la valorile tale, de fapt. Bunătatea egal valoare. Atât timp, bunătatea este o valoare, atât timp cât nu o folosești ca un mecanism de apărare, de fapt, pentru a nu fi rănit. Omul ăla bun, care, sigur, e bine să fii bun, dar să nu uităm că înainte de a fi bun cu toată lumea, care e relația cu tine? Cât de bun ești cu tine? Pentru că un om care e bun cu toată lumea, dar nu și cu el, care iubește, spune că iubește cu toată lumea, dar nu se iubește pe sine, nu prea. Adică ăsta e mecanism de apărare ca să nu fii rănit și ca să câștigi acele firimituri de iubire despre care vorbeam. Tu, de fapt, poate în sinea ta ești deconectat de sine, plin de frustrări, plin de resentimente, plin de supărare, nemulțumit și acționezi într-un gol interior. Deci, ne place despre noi să credem că suntem buni. De fapt, s-ar putea să fim doar foarte buni la a ne sacrifica pe sine ca să primim iubirea care ne-a lipsit și să nu fim abandonați dacă nu cumva suntem percepuți ca fiind răi. Ce înseamnă că ești perceput ca fiind rău? Păi nu vrei să pui limite, să nu se supere alții pe tine. Nu vrei, ai dificultăți în a spune nu. Nu vrei să dezamăgești pe nimeni. Îți asumi tu responsabilitatea pentru cum se simte toată lumea. Vrei să salvezi pe toată lumea. Astea sunt alte consecințe ale fricii de abandon. Are sens pentru voi acum? Sper că am explicat. Puteți să-mi puneți întrebări aici dacă vreți și vă răspund. Nu o să mai stau foarte mult în acest live.
O este una nu tocmai potrivită pentru că cumva e în mijlocul zilei și mulți poate sunteți la treabă, dar am zis să intru așa spontan pentru că am simțit că am lucrurile astea să vi le zic și apoi mai trec la alte task-uri pe ziua de azi. Bun. 6. Frica de intimitate și relații asumate. O persoană care a fost abandonată, care a fost lăsată singură, care a fost respinsă, căreia i s-a trădat încrederea, va avea mereu frica de a nu repeta acel scenariu și va avea dificultăți să mai riște să deschidă inima. Deci frica asta ce apare la gândul că să te deschizi din nou și că dacă cealaltă persoană va pleca și te va răni, face imposibilă conectarea reală cu celălalt. Relațiile tale vor avea de suferit pentru că vei fi mereu în defensivă. Te vei teme, da? Dacă mă va răni, dacă va veni prea aproape de mine și va vedea că eu, de fapt, uite, am anumite defecte, am anumite lucruri care nu-mi plac la mine și așa mai departe, da? Și așa că ce facem? Atragem parteneri indisponibili emoțional. De ce? Pentru că cu aceștia ne este cel mai confortabil să fim. Ne este mult mai confortabil să fim dacă ne este frică de intimitate, pentru că am fost răniți cândva, am fost abandonați pentru că eram așa cum eram sau nu am primit iubirea, fix când eram cei mai deschiși și cei mai vulnerabili în copilărie, da? Căpătăm o frică de intimitate, o frică de a mai putea să primim, nu știm să primim, da? Știm mai bine să dăm, apropo de bunătate, ce ziceam înainte, să dăm, să dăruim, da, tuturor, mai greu este să primim. Și atunci ce facem? Atragem din cauza propriei indisponibilități emoționale, atragem parteneri care sunt la distanță, care sunt indisponibili emoțional, pe care să spunem că tânjim și că, uite, noi am vrea, dar nu se poate și relația ar fi foarte bună dacă celălalt s-ar apropia. Nu, de fapt, dacă celălalt s-ar apropia, ți-ar fi atât de incomod încât ai pleca chiar tu. Pentru că persoana, dacă noi atragem parteneri indisponibili emoțional, înseamnă că există în interiorul nostru o indisponibilitate emoțională pentru intimitate. Deci noi avem dificultăți în a primi iubirea, în a ne lăsa văzuți, în a ne deschide și a sta efectiv în spațiul acela care se creează chiar și din liniște. Fără să salvăm, fără să forțăm, fără să intervenim, pur și simplu să stăm și să ne lăsăm văzuți, da? Deci atragem parteneri indisponibili emoțional pentru că ne este frică de intimitate, dar nu la un nivel conștient, gata, vreau să atrag pe cineva care stă la distanță. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre propria deconectare de sine, propria intimitate, propria deschidere față de noi înșine. Da? Dacă ne-am deconectat de noi, dacă nu știm cine suntem, dacă nu credem că valorăm, că merităm, dacă nu ne iubim pe noi, este foarte greu să atragem parteneri deschiși și parteneri care să fie sănătoși pentru noi. Da? Deci, dacă observ că te încadrezi în categoria în care atragi parteneri indisponibili sau ești tu cel care stă la distanță și e confortabil cu distanța, totuși, la bază este aceeași frică de a nu fi rănit. Asta e la bază. Pentru un evitant, ca și pentru un anxios, și o să fie zilele astea, o să-ți trimit un articol cu tiparele de atașament pe mail. Nu știu dacă ești abonat la mailul meu, dacă nu, în comunitatea Vindecă-ți traumele din copilărie, am pus niște cursuri gratuite la care te poți abona și poți deveni abonat la scrisorile pe care eu le trimit oamenilor din comunitate. O să vorbim acolo despre, și am mai vorbit și în live-uri, despre atașamente și despre tiparele de atașament, evitantul și anxiosul, da? Și evitantul și anxiosul au aceeași frică, frica de a nu fi răniți, din nou. Deci care e frica de bază? De a nu fi răniți și de a nu pierde iubirea, practic de a nu fi abandonați, da? Și atunci ce facem? Ridicăm aceste ziduri de protecție pentru că așa ne simțim mai confortabil. Asta nu înseamnă că așa o să și avem relații cu adevărat care să ne împlinească și să fie autentice și vindecătoare și sănătoase. Ci pur și simplu stăm acolo în spatele zidurilor și ne simțim cumva confortabil pe moment, dar pe termen lung nu prea suntem fericiți. Și ce mai facem? Pe lângă faptul că, pe de o parte, ne atașăm repede de alte persoane, rupem foarte repede și trecem rapid dintr-o relație în alta. De multe ori teama asta de singurătate. Și chiar vă invit aici să vă gândiți dacă
vă încadrați aici sau dacă știți pe cineva care face așa. Da? Deci, teama de singurătate te face să treci foarte repede dintr-o relație în alta, pentru că vine la pachet teama asta de singurătate cu nevoia de a fi salvat. Și chiar dacă simți poate că este ceva în neregulă, e mult mai ușor să, când relația ta, să zicem, cere mai multă muncă, mai multă implicare, mai mult efort emoțional, mai multă intimitate, devine inconfortabil. Și atunci, în loc să muncim la relație, e mult mai ușor să trecem la o altă relație care este mai simplă, că este la început și totul nou și frumos, și să punem un pansament acolo, da? Deci, rănile noastre profunde nu se vindecă cu pansamente provizorii, dar asta avem tendința să facem tot ca un mecanism de apărare vis-a-vis de aceste răni și de aceste frici ale noastre. Deci, dacă mi-e frică să lucrez cu mine, mi-e frică să mă uit în sinea mea, mi-e frică să conștientizez de unde vine frica asta de abandon, de singurătate, o să alerg spre alți oameni care să mă salveze, da? Deci, în loc să mă schimb pe mine, schimb oglinda. Schimb omul care îmi pune oglinda în față. Nu mai vreau să mai văd ce mi-arăți tu în oglindă. Ceilalți oameni ți arată ție cum ești tu, care e relația cu tine însuți, care sunt rănile tale nevindecate. Deci, chiar dacă avem tendința să ne atașăm repede de alți oameni, de multe ori avem și tendința de a migra dintr-o relație în alta mai repede și de a nu prea sta cu noi, pentru că e mai ușor să trăim așa în roller coaster-ul ăsta al dopaminei. Vă recomand să citiți cartea Dopamina, o să înțelegeți multe de acolo, și să perpetuăm acest ciclu în care credem că salvarea vine din afară, în loc să facem munca interioară. Este ciudată, este poate neplăcută, este inconfortabilă la început, dar merită pe termen lung, pentru că aceste relații, pansament, nu te ajută pe tine atât de mult să mergi în profunzime pe cât te-ar ajuta să lucrezi la relația cu tine însuți, da? Vei ajunge să ai același sentiment că nimic nu e suficient și că în continuare nu ești confortabil tu cu tine. De asta, poate și sensul spiritual al acestei pandemii a fost, pe de-o parte, și să ne forțeze cumva să stăm mai mult noi cu noi în introspecție. Poți să o comanzi? Mă întreabă cineva dacă pot. Poți să comanzi cartea, da. Nu știu dacă o găsești PDF, dar o poți comanda, o găsești pe internet. Deci, roller coaster-ul ăsta al dopaminei. Dopamina este substanța dorinței și imprevizibilului. Și ea ne face să căutăm tot timpul ceva nou, da? Avem o casă, avem o casă, vrem o casă mai mare, avem o mașină, vrem o mașină mai mare, avem, nu știu, vrem tot timpul altceva, altceva, altceva. Și fericirea nu este neapărat acolo. De fapt, provocarea este să găsim fericirea în momentul prezent, da? În activitățile de aici și acum. Pentru că doar aici avem o garanție. Da? Bun. Cum stați la capitolul ăsta? Și trecem la ultimul, la ultimul punct, nevoia de control, hipervigilența, gelozia și posesivitatea. Deci frica de abandon și singurătate la pachet cu sentimentul că nu ești suficient de bun sau demn pentru a primi iubirea, te fac să crezi că celălalt ar putea pleca oricând pentru altcineva mai bun. Deci problema este de fapt imaginea de sine și rana nevindecată. Faptul că tu ai dificultăți în a îți percepe valoarea personală te face să analizezi permanent prin ochii altora să vezi dacă totul este în regulă, dacă ești suficient de bun pentru a fi iubit. Dar ce se întâmplă când ceilalți oameni pleacă? Și nu mai simți că sunt acolo să-ți spună cât de meritos ești și cât de valoros ești, da? Deci riscul ca aceștia să-și schimbe părerea și într-o zi să plece este criminal pentru un om care se teme de abandon. Și așa că ce facem? Ne agățăm, suntem geloși, suntem posesivi, vrem să controlăm. Și adevărata revelație, dacă vrei, a vindecării este că nu poți să controlezi pe nimeni, și că poți să lucrezi doar tu cu tine și că
este nevoie, de fapt, să lucrezi la frica de abandon, da? Și la frica de singurătate, să fii confortabil în a sta tu cu tine, da? Asta este ultimul punct, punctul 8. O să primiți toate aceste puncte în newsletterul, în scrisoarea pe care o să o trimit pe mail zilele următoare. Între timp, ce vreau să te anunț este așa, că o să fie joi, pe 17 decembrie, de la ora 19, un webinar de 2 ore pe care îl țin dedicat temei cum vindeci frica de abandon și de singurătate. Și te poți înscrie la acest webinar cu click pe linkul din descrierea profilului meu de Instagram, adică în bio acolo la profilul meu de Instagram, Roxana Borz, există un link de înscriere la acest webinar, cum vindeci frica de abandon și de singurătate, sau pe Facebook, în comentarii, pe Facebook-ul meu, Roxana Borz, la ultimele postări, acolo în comentarii am pus link, sau în comunitatea Vindecă-ți traumele din copilărie, acolo este link. Deci pe Facebook, pe Instagram, peste tot vei găsi un link de înscriere la acest webinar, la care o să fie destul de mulți oameni, am văzut că s-au înscris destul de mulți, de obicei erau sute mii, o să tot țin o campanie de promovare a lui pentru că vreau să fie cât mai mulți oameni la el și m-aș bucura să te văd acolo, o să discutăm despre foarte multe lucruri interesante, deci joi pe 17 decembrie la ora 19, asigură-te că îți faci cadoul ăsta de sărbători ție însuți și că vii la acest webinar. Abia aștept să-ți dau ceea ce ți-am pregătit și sper cu mare drag să te văd acolo. Bun, cam asta e. Dacă poți să-mi spui într-un cuvânt cum ți s-a părut discuția noastră de azi live, a fost așa relativ scurtă și spontană, dar îmi plănuiesc să mă organizez mai mult cu live-urile astea și să le pun la niște ore la care să poată fi mai mulți prezenți. Sper totuși să fi fost relevant pentru tine. Poți să-i dai un share acestui live și pe pagina ta să ajungă la mai mulți oameni. Scrie-mi într-un comentariu cum ți s-a părut. Îți mulțumesc mult de tot că ai fost cu mine și sper să ne vedem live pe 17 decembrie la webinar, cum vindești frica de abandon și singurătate. Te pup, să ai o seară faină în continuare, o zi, o seară și să ne vedem cu bine curând. Ciao, ciao!